O mașină de poliție a luat foc în mers în județul Bihor. Incidentul a avut loc pe șoseaua de centură a municipiului Oradea. Autospeciala aparține secției 5 de poliție rurală Oradea și tocmai fusese scoasă din servis. Din motive încă necunoscute, mașina a luat foc în timp ce se deplasa, iar șoferii aflați în zona au venit în sprijinul polițiștilor. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor incidentului.